Un arbust decorativ cu aer tropical va oferi oricărei grădini o înfățișare aparte, iar arborele de mătase cu siguranță oferă acest lucru. De aceea am apelat la prietenii noștri de la Grădina Botanică Dimitrie Brânză din București, de unde prezentăm această emisiune, să aflăm mai multe despre această plantă și să înțelegem ce trebuie să facem dacă ne dorim cu adevărat să o avem în grădină. Un arbore care acum încântă parcurile și grădinile noastre este Albiția julibrissin. Este un arbore din familia Fabaceae, aceeași familie ca și mazărea, ca și fasolea. Este un arbore originar din Asia, din sud-estul Asiei și care a fost introdus în Europa în anul 1749. Este, așa cum am spus, un arbore care poate ajunge până la 10-12 metri înălțime. Are o creștere foarte puternică în primii ani de viață și apoi stagnează. Iar frunzele, deci aceasta este o frunză, sunt bipinat compuse cu foarte multe foliole. Ceea ce este atrăgător acum la ei este sunt atât frunzele, cât și inflorescențele acestea, care de fapt floarea este foarte mică aici undeva la bază. Ceea ce decorează sunt aceste stamine delicate. Inflorescențele care au culoare alb-roz și pot avea de la 2 cm și jumătate până la 6 cm. Așa cum am spus, sunt alcătuite din flori care au petale foarte mici, ușor verzui, nesemnificative, și aceste stamine care le fac să decoreze. Aceste inflorescențe apar treptat. Sunt unele care au fost înflorite deja, altele sunt foarte mici și urmează să înflorească. Din cauza aceasta, durata de înflorire, de decor a arborelui este foarte mare. Este undeva de la jumătatea lunii iunie și se poate întinde până în prima jumătate a lunii august. Este o plantă care, așa cum am spus, fiind din familia Fabaceae, are fructul sub formă de păstaie cu 5, 7, 10 semințe care pot fi semănate undeva la sfârșitul anului, octombrie-noiembrie. Asta dacă ne gândim într-o seră, dar și în casă se pot pune într-un ghiveci. Ele vor germina și în primăvară deja avem plantule de talie mică. Este o specie care, în ciuda faptului că rezistă la secetă, are nevoie, cel puțin în primii 5 ani de viață, de udări regulate. Se dezvoltă mult mai bine în soare decât la umbră. La umbră, inclusiv creșterea plantei este încetinită și sigur calitatea florilor este și mai slabă, sunt și mai puține și mai nu foarte spectaculoase. Solurile le preferă pe cele cu drenaj foarte bun și este un arbore sensibil la geruri. Temperaturile de minus 18 grade îl pot afecta. Afectează partea aeriană și se regenerează. Dacă plantele sunt mici, sunt tinere, ar trebui protejate în acești primi ani de viață. Florile au un parfum foarte suav, atrag albinele, atrag fluturii și nu doar florile, planta în sine are și proprietăți terapeutice. Au tot felul de taninuri, de vitamine în compoziția lor și o fac să fie utilizată pentru febră, au proprietăți antimicrobiene, antibacteriene și sunt folosite pentru alergii. Ameliorează efectele alergiilor asupra organismului. Nu se fac ceaiuri, sunt pastile care pot fi achiziționate de la farmacii.
În grădina botanică, de la intrare te încântă, chiar până să intri în grădina botanică, sunt niște exemplare de albiția. După ce încerci să te familiarizezi cu decorul grădinii, mai este un exemplar și mai avem un exemplar pentru că în afară de coloritul alb, de coloritul roz al sepalelor, sunt și specii care au aceste false flori de culoare crem și sunt specii care au frunzele roșietice. E o specie summer chocolate se numește și se află tot în sectorul decorativ la intrarea în grădină.